În acest proiect sunt implicați 15 medici veterinari care au în responsabilitate gospodăriile din 20 de localități, respectiv Prigoria, Roșia de Amaradia, Arcani, Runcu, Bălești, Bâlteni, Turcinești, Schela, Baia de Fier, Bumbești Pițic, Samarinești, Văgiulești, Câlnic, Telești, Negomir, Cătunele, Glogova, Căpreni, Stoina și Tizmana. Da, de ieri am început o nouă campanie de microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân din mai multe localități din județul Gorj, spre deosebire de celelalte campanii pe care le-am desfășurat în ultimul an. În această campanie am apelat la ajutorul medicilor veterinari, cei care au contracte cu DSV-ul și cei care desfășoară activitatea în multe localități din județul Gorj. Deci am făcut acest lucru și specific este unic la nivel național, este faptul că acești medici veterinari deja cunosc localitățile unde profesează, deja cunosc oamenii din acele localități care au câini, deja cunosc familiile cu posibilități reduse care ar vrea să sterilizeze câinii și animalele din curte, în special câinii pe care au în curte. Vreau să precizez faptul că această campanie are un buget alocat de 1 miliard de lei vechi, totodată pune la dispoziție 500 de microchipuri și 500 de carnete de sănătate, iar în locurile unde oamenii nu pot să ajungă la cabinetele veterinare, le vom asigura transportul. Totodată, în urma discuțiilor cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Cosmin Popescu, în funcție de rezultatele pe care le vom obține în cadrul acestei campanii, suma alocată unor astfel de campanii anul viitor va fi mult mai mare. Această campanie de sterilizare și microcipare va fi prin informare din poartă în poartă a cetățenilor, iar medicii care se ocupă de animalele acestor localități vor efectua gratuit microciparea și sterilizarea tuturor cățeilor cu stăpân din localități. Deci oamenii, medici veterinari deja au avut discuție cu cei din localitățile unde desfășoară activitatea. Totodată și noi vom merge din poartă în poartă cu colegii de la compartimentul de prevenție. Vom spune oamenilor despre obligativitatea sterilizării și microcipării câinilor pe care o au în curte și totodată le vom spune, domne, aveți și posibilitatea să faceți acest lucru la cabinetul din localitatea dumneavoastră. Deci, pe lângă faptul că începem această campanie de microcipare și sterilizare, vom începe și o campanie de informare din poartă în poartă pentru a le explica oamenilor ce înseamnă sterilizarea, microciparea și ce consecințe pot să suporte în cazul în care nu sterilizează și microcipează câinii. Consiliul Județean Gorj a alocat pentru această campanie 100.000 de lei, 500 de microchipuri și 500 de carnete de sănătate. Șeful Serviciului Protecția Animalelor susține că și anul viitor se vor desfășura campanii în mai multe localități, dar spune că principalii care ar trebui să desfășoare astfel de campanii sunt primarii din localități. În prima fază am început această campanie în cele 20 localități. Anul viitor urmează ca această campanie să se desfășoare în mai multe localități din județul Gorj. Dar pentru că mi-ați adresat această întrebare, vreau să scot și eu ceva în relief. Cred că și administrații publice locale trebuie să înțeleagă un lucru, că astfel de campanii pot să le desfășoare și dumnealor. Deoarece, dacă e să ne gândim, această problemă a câinilor cu stăpân sau fără stăpân, conform legislației în vigoare, este în sarcina administrațiilor publice locale. Consiliile județene, că vorbim de Gorj sau orice alt consiliu județean din țară, au posibilitatea, în lege scrie că pot să facă campanii de sterilizare. Noi am ales să ne implicăm în aceste campanii. Dar principalii care ar trebui să se implice în campanii de sterilizare și microcipare sunt cei care conduc administrații publice locale, pentru că au această obligație și totodată pot să aloce și bani și dumnealor de la bugetele locale. Cum fac alte primării din țară, de exemplu, și am văzut la știrile naționale că se întâmplă acest lucru. În funcție de rezultatele acestei campanii, anul viitor, conducerea Consiliului Județean Gorj a declarat că se va continua finanțarea acțiunilor de sterilizare și microcipare.